FM și televiziunea. Nu știu că a avut ordinea de zi. Citește. Da. Un singur proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Curămâi pe anul 2016. Da. Prezentați proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Curămâi. Consiliul Local al Comunei Curămâi de Subacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 2016, a avut în vedere expunerea de motive listate la numărul 85-11 din 15 aprilie 2016 a domnului Valerică Mihalța, primarul Comunei Curămâi de Subacău, și raportul de specialitate listat cu 95-02 din 15 aprilie 2016 a fost parte de un financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului, având în vedere prevederile legale, hotărăște se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Curămâi de Subacău în 2016 pe capitole, subcapitole și aliniate. Ce fac parte din aceasta după cum urmează. La partea de cheltuieli se propune diminuarea suma de 70.000 lei la investiția Comun Cultural Dumbrava, suplimentare cu suma de 70.000 lei la investiția modernizare infrastructură rutieră în Comuna Curacoi de Subacău. B. La partea de venitul se propune capitolul 150-250 taxe, salubritate, suma de 76.935 ianuarie, iunie 2016. La partea de cheltuieli se propune capitolul 740-250 protecția mediului, salubritate, suma de 76.935 lunile ianuarie, iunie 2016. Articolul 2. Primarul Comunei Curămâi de Subacău, prin biroul financiar contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Secretarul Comunei Curămâi de Subacău va comunica prezenta hotărâre celor interesați și instituției prefectului de Subacău pentru verificarea legalității. Aș vrea doar să prevez încă o dată, este a patra oară, cred, ceea ce se face este benefic pentru Comuna Curămâi. Din cei 1,5 miliarde, vorbesc răsticat, vorbesc mai rar, ca să se înțeleagă. Din cei 1,5 miliarde alocați suplimentar la Căminul Dumbrava, pe care nu-i putem cheltui decât în condițiile în care acea lucrare este terminată 70, 80, 90% și stau acolo într-un cont, dorim să eliminăm suma cu doar 70.000 lei, nu 270, nu se recuperează, 70.000 lei de la investiția și să suplimentăm pentru demararea unui proiect de modernizare infrastructură rutieră cu Curămâi. Sunt drumurile pe care le aveți pe harta din față, sunt drumurile pe care vi le-am prezentat de două ori. Este vorba de drumuri. De la podul Benii, Biserica Modocești, până spre Ostolache Costel Leuștean, este vorba de drumul care merge la Păltinata, de la Stavarache. Biserica Păltinata, practic, este biserică care deservește două sate, Temelia și Păltinata. Este un punct strategic. De la biserică, acel drum va continua la grădinița de la Păltinata și va merge spre Ardelean de Gheorghe, spre Elată. Următoarea porțiune de drum ar putea fi de la Croița de lângă biserica din Dumbrava spre Ciuroabă, Calin, spre Ienata, la ultima casă, de la ieșire, spre Ienata. Un alt drum
comunal care se poate asfalta din acești bani, 1 milion de euro fiind valoarea totală a acestui proiect, ar fi de la Ilie Portas, Copa, pe la Brumățică, la doamna din Ofte, ar trebui la Davidescu, la Apostol, la Pașcu Cristian. Sunt drumul cheie, cred eu, în comuna Gura Voiei și gândiți-vă ce pomană ar fi pentru acei oameni să nu își mai strice mașinile, să beneficieze de un drum asfaltat, cu rigore, tot ceea ce înseamnă modernizarea drumurilor comunale. Sper din toată inima că, sau care eu să fac așa o precizare, având în vedere că și o parte din consilieri din acest consiliu local folosesc acele drumuri, inclusiv din Mădinata, inclusiv din Monoșești, inclusiv de la Cristian, și avem microbuzele școlare pe care noi nu le-am mai strigat pe acele lucruri. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să înțelegeți că acest proiect, chiar de mine aprobat și nu este pentru campanie electorală, îl aprobați, poate să-l facă, deci cu certitudine nu se face până în iunie, ca să spuneți că e campanie electorală. Îl poate face viitorul primar. Îl pot face următorii consilieri mai consiliul local. Dar votul dumneavoastră le va da puterea ca să continue, fără a depune documentația acum rapid. Pentru infrastructură rutieră se alocă de către PNDR-ul mare fonduri urgente. Există o sumă. Primul venit, primul servit. Dacă noi ne vom duce după ce fondurile vor fi deja distribuite, ne mai întâlnim după anul 2020, fraților, și ne întrebăm de ce nu am votat. Unde am greșit? De ce oare n-am trecut peste orgolii și am zis? Am să putem, cred, cu toată convingerea că suntem oameni responsabili și știm ce avem de făcut. Repet, numai pentru studiul geo la Podul la Bălucești, că este 86 de milioane, pentru o firmă să foreze la temelii, să vadă solul până de remarcă, să se știe unde e locul. Nu mai putem la direcția județeană de drumuri, se rezumă, oriunde te duci, ICC-ul se 0,7%, nu poți nicăieri să te duci fără a avea o sumă de bani prevăzută. Iar eu, ca primar, sunt doar executorul, cel care execută dispoziția sau proiectul sau hotărârea pe care dumneavoastră o aprobați. Fără aprobarea dumneavoastră, eu nu pot cheltui un leu. Dacă aș avea banii mei, sincer vă spun, i-aș face acest proiect, l-aș face din banii mei, că se merită. Trecând la partea a doua, s-a trecut cam târziu în comuna Gura Voiei, datorită tergiversărilor în Consiliul Local, pentru aprobarea sumei pe persoane fizice și juridice, s-a trecut la încasarea banilor de la noiul menajer. Sincer, sunt surprins, chiar cetățenii sunt mai disciplinați decât mulți din mijlocul nostru de la acest consiliu local. Și chiar văd că nu există opoziție. Chiar văd și mă surprinde la modul plăcut că acest proiect de colectare, transport și reciclare noi menajerul la voie, își spune efectul, își spune cuvântul. Comuna arată altfel, lumea sunt chiar peste toate raile, pe toate drumurile culoare. Vă pot informa, am în față de la doamna Reliano, sumele care s-au încasat,
Avem în casate doar maxim două săptămâni de când am demarat în urma ședințe de Consiliu Local, că nu puteam să dăm drumul la colectarea gunoaielor, să încheiem contractul de, cu fiecare persoană. Deci avem 5600 în casate. Din, dacă luăm pe lună, e 90-2100. Da, dar două săptămâni. Eu zic că este, să vă se pot, să știți că oriunde merge, nu mai am pe lucruri, nu am popularizat tuturor cetățenilor și chiar zilnic vin foarte mulți cetățeni și spun, domnule, vreau să plătesc ca să nu plătesc penalități, să nu rămân acolo, pentru că este un fapt important. De aia este a doua parte a proiectului de hotărâre, la partea de venituri. Am spus să nu facem hotărâre de Consiliu Local pentru 3 ani. Am spus până la mijlocul anului, o dată, deci ianuarie, iunie, și tot aceeași sumă să o putem plăti furnizorului de prestări servicii care la noi reciclează și colectează gunoi. Cam asta am avut de spus. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, sunt alături de dumneavoastră cu lămurii, atât eu cu domnul contabil, mulțumesc frumos. Cine sunt scris la cuvânt? Domnul Pașcu, aveți cuvântul. Nu știu, din chiar n-am pus mai bine, dar zic, hai totuși să mai vin la o ședință, oricum numai pe timp cu Ceaușescu. Ceaușescu vorbea și noi băteam din palme și dacă voiam și dacă nu voiam. Vorbește primarul jumătate de oră, o oră, două, cât vorbește. Eu nu vorbesc, domnul. Dar nu știu dacă știi. Da. Și ne obligă să votăm. Domnule, hai să le spunem la oameni, e vorba de un studiu de fezabilitate pe 5 km de drum care s-au mai făcut odată. Și deocamdată, axa 1, 2, 4, 10, care se va da drumul în iulie, nu știm câți bani se dă și cu ei. De ce nu mai aștepți o lună de zile? Și merge înainte, domnule, da, după aia cu studiul de fezabilitate, cu proiect. Când ai să-mi spui, dumneavoastră, dacă din banii ăștia faci studiul de fezabilitate și faci proiectul. Nu ai cum. Deci nu ai cum din banii ăștia să-i faci. Și atunci, de ce insiști la noi și ne impui atâta și chieni niște oameni care se forțeză și o înțeles greșit? Eu am discuții cu vecinii mei, o înțeles greșit, că o să-ți cumătate în drumul imediat și noi nu vrem. Nu, domnule, e vorba de un studiu de fezabilitate, care nu știm deocamdată dacă se va da un ban sau nu. Asta ar fi una și nu vreau să continui prea mult. Referitor la gunoi, domnule, trebuie văzut, făcut un contract, de exemplu, persoană fizică, persoană juridică. Domnule, eu pentru cine plătesc? Pentru fizică sau pentru juridică? Vin cu banii, pentru cine plătesc? Deci fata are acolo, cum să zic eu, are anumite locații. Plătesc pentru juridic sau pentru fizică. Eu înțeleg că critica e mare, dar hai să o luăm și invers, domnule, hai să găsim modalitatea, sau dacă ați trimis cineva prin sat, sau e contract, sau s-o fac contract. Doar nu să vină fiecare cetățean la poartă. Știu eu, odată când noi am început să facem contracte, au mers cei cu contractele direct la om acasă. Le-au semnat, au venit cu bani, s-au rezolvat treaba. Iar cu drumurile, eu până la 3 iunie n-am să votez niciun proiect. Bine. Mai e o lună de zi. Mulțumesc, domnul Pașcu. Să vă dau două răspunsuri. Poți nu-mi dai două. Nu, îmi dai degeaba. Chiar nu-i vreau când n-am fost aici. Dar nu vreau că e interesant. Domnule, ai vrut să se piață atunci. Ai vorbit ce nu trebuie. Care nu mi-a fost aici? Aceeași oameni a fost aici. Care nu mi-a fost aici? Tu când... Noi vreau. Domnul Pașcu, alo. Persoana fizică, dumneavoastră ești persoană fizică. Ce treaba ai matat? Persoana juridică. Persoana juridică. Degeaba v-ați explicat domnul Grămeanu cu o oră aici. Piști-o a intrat, piști-o a ieșit. Aici nu l-am pus o ele. Să rețineți un lucru. Persoana juridică face contract separat. Cum Romprescu, domnule, dumneavoastră, ca persoană juridică? Romprescu cu persoana juridică. Păi o să vină. Poate te-a căutat, venea acasă. A fost la Botna și a fost la Scuteam, a fost la...
dacă ai idee, dacă nu vă găsați, am spus să vă găsească, îmi pare rău, vorbiți pe lângă subiect. Vă de... Domnul meu, dumneavoastră singur vă faceți rău. Fiindcă nu știți ce vorbiți. Vorbim altceva. Vorbim la subiect, da? Lasă cu Ceaușescu. Nu spun nimic din Ceaușescu, că nu vă dai. Bun, șeful, spune. Persoana juridică, ți-am dat răspuns. Persoana juridică, fiecare persoană juridică știe ce are de făcut. Nu încheie contractul cu Comprescu. Nu va veni nimeni și îl va întreba. Șeful, ai contract cu o firmă de reciclare cu noi? Ca să-ți dau răspundul, și mă doare că tot dumneata ridici aceeași problemă mereu și totdeauna te opui. Când ai pornit dumneata cu reciclarea cu aia, 10 lei de persoane, nu te-ai mai țipat atât de mult. 10 lei de persoane era atunci, cu venit nu mai încheia nimeni contract. De la 376, sunt dat de primărie. Nu mă face să mă duc, nu aș fi trebuit să vă zic. Domnul, era 10 lei de persoană pe timpul dumneata, au venit o firmă cu două tractoare și n-a încheiat nimeni niciun contract cu nimeni, da? Au rămas tot cu maile să vine strâng tot eu, domnul Pașcu. Scurt, am terminat-o cu reciclarea gunoaie, domnul. Da? Asta este suma, este aprobată de dumneavoastră, aici discutăm de geamă. Dumneata te-a ținut majoritatea, dacă înseamnă că ești Ceaușescu dumneata. Majoritatea învinge minoritatea. Dacă ai aprobat atunci sau nu ai aprobat, e problema dumneata. Dar în procesul verbal s-a menționat clar. 13 consilieri au votat pentru. Se abține domnul Pașcu. E problema dumneata. Poți să te abții și o viață, nu numai o lună până la campanie. Acum ne dat câți ani de aia? Nu mă interesează, domnul. Dar ce nu doar atât. Nu mă interesează părerea dumneata. Să ia să faci dumneata proiectul, da? Bun. Ah, să nu ne duc gargara asta. Hai să o lămurim. Da. Da, de referitor la treaba cu studiul, deja iar pe lângă subiect. Fiindcă așa ai fost permanent cu primăria 8 ani. Pe lângă subiect, 8 ani ai fost pe lângă subiect, domnul Pașcu, din două considerente. Domnul primar, nu ai fost, ai fost primar și trebuia să faci aia 7 km, din erau pe unde spune. Singurul drum care se predează la studiul dumneata de prezabilitate este doar data. Spune-mi dumneata că ai acum în primărie de acum la Biblie și vezi-mă primărie să ia în sunt acolo. Să-mi spui dumneata că ai făcut motocestul, că ai făcut pătinata, să-mi spui dumneata că ai făcut un bravo. Ce ai? Domnul meu, când s-au dus la Iași oameni dumneata, trebuia să facă. Fezabilitate pentru drumul ăsta, pe la tine, pe la dumneavoastră, pe la Bocca și pe la... Se vede dumneata cât de mult ai făcut. Numai drumuri asfaltate lăsa toată comuna. Alea 7 km, când s-au dus, deja banii erau la altă comună care a mișcat. Exact cum s-a întâmplat și acum. Cam asta ar fi răspuns. Vă mulțumesc, domnul Pașcu. Mulțumesc. Nici nu mă așteptam la altceva la dumneavoastră. Îmi pare rău. Una de natură tehnică, mă gândesc că acest proiect de hotărâre cuprinde două părți, așa cum este din redactare. Și eu aș veni cu propunerea, dacă prima parte, punctul A, este strâns legat cu orice proiect, în momentul în care se votează, el trebuie votat integral și nu pe articol. La prima parte se propune efectuarea unor cheltuieli cu transferul acelor bani de la Căminul Dumbrava la modernizarea infrastructurii rutieră și la al doilea punct se propune parte de venituri, deci încasări pe serviciul acesta de salubrizare și parte de cheltuieli. Sunt două variante. Dacă proiectul trece așa cum este redactat, nu mai un pic. Dacă proiectul trece așa cum este redactat, lucrurile nu sunt problematice. El își duce la îndeplinire conținutului. În cazul în care el nu trece, atunci acele încasări care le facem la salubrizare nu pot fi cheltuite.
Deci eu și vin cu o propunere, un amendament la acest proiect. Să lăsăm, deci, ca primă proiect de hotărâre, numai articolul 1, și apoi să vă propun un alt proiect de hotărâre, în care să introducem la articolul partea de venituri din încasările de salubrizare și partea de venituri de cheltuieli, tot ca să nu putem bloca acest serviciu. Ăsta este amendamentul pe care îl propun eu. Acum, domnul contabil nu poate să intervină. Este rectificare de buget, dar orice rectificare poate fi făcută și prin două proiecte. Deci, ca să nu mergem pe ideea că forțăm mâna pentru prima parte, ca să treacă a doua. Eu zic două proiecte să avem. Unul legat de ei, că este o problemă foarte delicată. Sunt părerile sunt normale în ceea ce privește ființa umană. Fiecare are punctul lui de vedere. Dar ar fi păcat să blocăm serviciul de salubrizare, încasăm și ținem banii acolo, nu putem plăti acest serviciu, pentru că nu există hotărârea Consiliului. Asta este propunerea pe care. Deci să avem două proiecte, să putem prima parte de obiectele pentru cămin și... Păi nu este făcut, dar eu viu cu acest amendament și mai introducem un proiect. Și o întrebare legată de prima parte, domnul primar, legat de acest proiect pe care încercați să-l obțineți finanțarea pentru a fi realizat, v-aș întreba dacă aveți un termen limită în ceea ce privește demararea acestor acțiuni și dacă puteți informa Consiliul, pentru că pentru mine este totuși un semn de întrebare. Nu știu exact care este termenul limită în care mai putem totuși înainta o adresă din partea primăriei însoțită de hotărârea Consiliului Local, în care să arătăm că putem finanța. Mai fac o precizare ca să știe pe tot cu omul. N-aș vrea să mai spun că ai fost votat. Vreau să spun doar atât. Stima de studii de fezabilitate. Un proiect care se susține la Ministerul Dezvoltării și astăzi se susține doar electronic, în prima parte, cuprinde în primul și în primul rând SF-ul, consultanță, studii, hidro, geo, top, aviz, efor, telefoane, muznețene, la ISC, de la armată, că noi ne legăm cu un județean. Nu poți să-ți spui via acum că proiectul care era atunci când inundații se dădeau pentru comunele inundate, pentru readucerea inițială, la starea inițială, a zonei afectate de inundații. Dar aveți un termen limită? Nu. Pe site-ul Ministerului de Hotărâri nu este un termen limită, dar, repet, în momentul în care, pentru suma alocată, sunt suficiente proiecte, se închide calculatorul și nu mai poți depune noi. Ne întâlnim în anul 2020. Dumneavoastră decideți, în votul dumneavoastră depinde dacă noi mergem în sus sau mergem în jos. Vă rog, mergeți cu mine la domnul primar Deli. Acolo dânsul a avut majoritate. Un proiect de 5 km spre Teiuș, 1 milion de euro, proiectul este în proces de 50% făcut. Pentru ca să realizezi un drum de așa natură, trebuie să te duci la București. Aștepți acolo până răspunsul lor de 15 zile. Am făcut acei pași și cunosc și biserică. Dacă noi vrem să fim alături de parabă, că numai peste deal, votăm pentru. Dacă vrem să fim cu comuna de la Ghebaia sau de la Rotunda, de la Paștul, la stângă, votăm nu, oameni. Deci, în concluzie, cu cât ne grăbim mai repede, cu atât dacă proiectul este depus repede la Ministerul Dezvoltării, avem șanse ca el să poată fi implementat și în lucrurile. Fiecare va putea cum dorește. Mulțumesc.
Având discuția din atâtea ședințe, chiar l-am întrebat pe domnul primar Ghediu, bă, zic, uite, așa, așa, așa e așa. Modernizarea drumului ăsta este în fața rutiere care este proiectul ăsta, cu măsurile ăsta care se dau. Zic, și eu l-am întrebat deodată, vreți să poate domnul primar îmi spune că nu știu cine. Și când nu s-a dat drumul la măsură, dar eu am avut imediat, cum am primit, am văzut pe site-ul ministerului, m-am apucat de proiect, m-am apucat de totul, nu pot să aștept. Când se dă drumul la măsură, să mă apuc de proiect atunci, face-te șofogar cu Teiușul și ieșirea din Drăgușani, când a rămas neasfaltată, până la intersecția cu drumul județean la ieșirea de la Pădurii. Deci atunci când trebuie să mă duc de pofă, chiar stau să fac ședință atunci, să mă apuc atunci de proiecte, de tot ce trebuie, îmi termin documentele și stau cu el în mână. Când s-a dat drumul la măsură, m-am dus și l-am depus. De asta l-am și sunat pe domnul primar, să chiar legătura cu domnul primar Teiușul. Discută cu dânsul, vezi pașii care sunt. Pentru asta eu am votat și până acum, așa cum voi vota proiectul, că asta e, trebuie să facem ceva pentru comun. Și cred că și ceilalți consilieri, dacă vor ceva să facem înainte, poate, chiar dacă e târziu, dar ne revenim în minte să vă votăm acum pentru oamenii din sat. Mulțumesc! Tot eu vorbesc mult, așa spune domnul Pașcu, dar știu să vorbesc. În primul rând vorbește inima. Măi, fraților, 70.000 de lei care acest partid cu titanță înapoi, în iunie, la rectificare, îi putem pune la loc. Păi nu este de drept, dacă ar fi miliarde de lucruri, miliarde de lucruri. Pentru o scăldătoare de măsul la 1 miliard, pentru unul la piticul pastru, pentru cum tot la 760 de ani de lucruri la văcării, eu l-am făcut cu pascurate din balastru făcut din primăria provinciei, în ara de traforul ăla, 70.000 de lei, nu-i nedreptate pentru gura voie, cetățenii comune gura voie. Ferească-mă Dumnezeu! Domnilor consilieri, în 2012, când am întâlnit prima dată, în prima ședință, v-am spus că niciunul dintre noi nu trebuie să plătească vreun leu. Deci trebuie să fim foarte atenți la ceea ce votăm și ce votărâri dăm. Vreau să vă spun un lucru. Deci, nu niciodată consilierii noștri nu s-au opus la un proiect de fonduri europene sau un proiect de oricare investiție și oricare localitate. Dar acest proiect, care este a treia oară, de fapt a doua oară, care este supus ședinții, după părerea mea, și vă dau aici exemplu, este făcut banc. Pe data de 26 august 2015, când eram în concediu, ați avut un proiect de hotărâre care suna așa. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului pentru investiție în modernizare drum comunal 111 km 0,600 Dumbrava Comuna Gurabăi. Proiectul de hotărâre care există acum, și care a fost și acum două săptămâni, scrie modernizare drumuri Gura Băi. Care sunt alea? Domnul primar, harta este în cui. Vorba se duce în vânt. Ăsta a rămas vânt. Deci este pe care s-o apropoat să făcut. Deci, trebuia specificat în acest proiect, domnule, se execută de 4 milioane de lei. Că atâta era. Văd că aveți comenzile aici pentru 4 milioane de lei. Se execută porțiunea de drum de la Podobene, Potocești sau Stabarache, școală sau pe care sau Montaș Pașcu sau Ilie Montaș Fântâna Cioclu, Brău Miști, Biserica de Iisus. Ne trebuia specificat. Din milionul, nu din milionul de lei. De cei 4 milioane de lei pe care dumneavoastră mi-ați propus, deci sunt propuși ca să-i asimilați la fonduri europene, câți kilometri de drum faceți? Ca distanță, nu? Ca distanță. Asta e ultima întrebare. Nu, nu-i ultima. În primul rând, să vă dau două răspunsuri.
la bază sportivă. Domnul, nu e v-ați implicat din ședință și ați plecat. Domnul primar, discutăm altceva acum, vă rog frumos, discutăm altceva. Bă, discutăm așa, v-am arătat la hartă, pare rău, că aveam mulți așa, domnul Patru, s-a speriat. Domnul, am repetat, domnul. Domnul primar, nu este... Am spus doar atât. La Temelia, da? De la Temelia, se face la podul Penie, da? La biserică, aici sus, până în centrul sunt 1,5 km, nu mai întrerupeți. Ați solicitat, câți kilometri se fac. Bun. 1,5 km minim pe motocicletă. Mergem Păltinata. Păltinata. De la Stavarate, mergem la biserică sus, coborâm la grădiniță Spitersului, aici până aici avem 1,2 km. Dacă mergem până pe Nata Ardeleanu, 1,7 km. De acum mergem la Dobrava, mi-a solicitat, da? Domnul la Dobrava, e la Doiștea, domnul primar, că am ce să cereți ce vreți, vă dau răspunsul. De la Troiță până la Calin, în jos aici, la Enata, sunt 800 de metri. De la Gura Văii până o luăm pe la biserica din jos, de aici, am mers spre Cigăbrumu, am coborât pe lângă Davidescu, am trecut Părău la Stavratescu, Părău Găman, Părău Apostol și am ajuns la Cristian. Astea sunt drumurile și le-am mai spus de două ori. Domnul primar, trebuiau prins în acest proiect de hotărâre. Dacă nu prindeți exact fiecare drum cu lungime și locația, niciodată nu o să vă creadă consilieri. Nu mă credeți dumneavoastră că nu vreți. Vă rog, dumneavoastră la un proiectant și spuneți-mi să vă dea cu micrometru cât poate face. Domnul primar, lăsați-mă. După ce faci proiectul, domnul, având în vedere că nu ați parcurs niciunul din pașii de la proiectele europene anterioare, vă informez că acel kilometru, că va fi 1,100, că va fi 1,700, va fi doar după ce vine proiectantul, stabilește proiectul, vede cât trebuie la fiecare metru de drum consumul și abia atunci discutăm. Păi eu, ce să vă spun? Nu vă pot spune la ora actuală cum ești proiectantul. Ascultați acum, că mi-ați întrebat. Dar vă rog, nu mă întrerupeți, că nu v-am întrerupt până acum. Puneți toate întrebările și faceți discutăm. Deci nu mă întrerupeți, că nu m-am Domnule, dar lăsați, chiar dacă vorbesc pe lângă subiect, dar lăsați-mă să vorbesc, da? Ascult o întrebare. Aștept răspunsul pe urmă sau nu-l aștept pentru că să depinde. Îl dau pe urmă. Da. Deci asta depinde. Da. Deci proiectul de hotărâre care este în dezbatere astăzi nu este complet. Și ne fiind complet, este clar că nu putem să acceptăm așa ceva. Și vă spun de ce nu acceptăm. Domnul primar s-a dus la Basilica Vârlană în Păltinata și a spus că e doar de asfalt, a vorbit cu preotul și cu Burghe din Oana și a zis că bagă asfalt pe la fântână, pe Oana și așa mai departe. Nu știu pe unde, pe la capăt, dar la fel o zis că la sondă duce. Dar nu are importanța asta. Deocamdată proiectul, deci nu este prins ca proiect de hotărâre pentru ședința de astăzi. A doua oară. Probabil că s-a citit cu superficialitate. Oferta pentru proiectare. Deci oferta pentru proiectare a fost emisă pe 24-a 3-a. Noi ședința am avut-o pe 10-a 4-a. Deci ședința am avut-o pe 10-a 4-a. Așa. Și valoarea proiectului pentru aceste drumuri, deci valoarea proiectului este de 132.600, deci 1.326.000.000. Bineînțeles, specific aici se plătește în două rate. Specifică. Dar nu spune aici că acest proiectant se va ocupa și de finanțare. Nu spune. El spune așa proiectantul. Pentru valoarea de 4.000.000 de lei, Valoarea de proiectare este atât. Dacă îi dădea 10.000.000 de lei, dădea altă valoare. Deci firma care face consultanța, la fel spune, pentru valoarea de 4.000.000 de lei,
Contractul este de, cu tot cu TVA, 108.000 lei, care, la fel spunem, se plătește în două etape. Deci, 1 miliard și 2, 1 miliard 320, îți vreau 2 miliarde 400. Dar, ăsta le dăm deoparte. Revin la prima problemă care am început. De ce spun că trebuie să fim atenți la ceea ce votăm? Deja, acest Consiliu s-a lovit de trei situații. Una, pentru un proces pierdut cu un articol de ziar, în loc de 3.000 de lei, noi am aprobat 17.000 de lei, 170 de milioane. Pentru alt proces pierdut, la noi a trecut 517 milioane. Eu nu știu dacă banii ăștia nu îi va plăti cineva. Aprobați de noi. Domnul Grigore. Domnul primar, aveți ardire. Da, dar vă rog. Referitor la drumurile comunale. Dacă mă lăsați 2 minute, mi le citesc pe toate. Așa. Drumul comunal 111 s-a valat din temelie până la școală. 1,2 km. Domnul Pașu, domnul Grigore și consilierii, aveți SF-ul făcut. Deci, documentația este făcută. Noi votăm pentru altă documentație. Drumul comunal 111B. Nu-i SF-ul, este cartea funțiară. Cartea funțiară înseamnă să fac tu din locul
și se face trebuie, iar ZB-ul e cu totul acela. Domnul primar, avem ZB-ul, domnul. Se vede că și dumneavoastră și faci cu așa, promovat proiecte europene. Habar nu avem. Domnul primar. Zero. Acum să demonstrați. Acum, deci, domnul primar. Vă dați demisia câteodată. Domnul primar. Nu mai cam de fapt cu viața mea. Dumneavoastră încurcați. De trei ori a spus. Domnul dumneavoastră a încurcat. Domnul primar. Frumos, gata. Încurcă cada asta. Cartea funciară cu SF-ul. SF-ul este una. Cartea funciară este altă. Sub viceprimar Patroan. Alo! Viceprimar Patroan. Nu știți ce înseamnă SF-ul și cartea funciară. Și se mai spune. Când cu terenul de sport, când cu terenul de sport s-au ridicat, s-au plecat, nu ne-au votat. Cu drumul 111 s-au ridicat și nu ne-au votat domnul Florin Grigore înapoi. La toate. Și acum spune că au votat tot. Dacă nu ați fi de față, nimeni n-ar crede. Sincer, vă spun. Aici scriu pe loc demisia. Dacă eu am să fiu pe acele drumuri. Dar să vedeți că un viceprimar nu s-a preocupat de proiectul european. Abar n-are ce înseamnă SF-ul. Abar n-are ce înseamnă carte funciară la un drum. Îmi pare rău și vă spun sincer, nu meritați să fiu viceprimar. Eu v-am promovat, dar regret, mai bine am limba. Domnul primar, haideți să luăm viceprimar. Vă rog frumos. Deci, vă rog frumos. Ce să mă spun? Acum alegeți în primărie, dar cu demisia ce loc. Domnul primar, numai un pic, domnule, eu înțeleg, nu, eu dau demisia pe locul ăsta. Dacă mă lăsați, nu în calitate de decan de vârstă la Consiliul Local, domnul vice, ați venit cu niște date, care, așa cum le-ați prezentat, numai un pic, așa cum le-ați prezentat dumneavoastră, în momentul de față, deci putem înainta lucrarea, putem demara lucrarea pentru infrastructură rurală. Numai un pic, numai un pic. Rugămintea mea este, domnul, dar asta nu te... Băi, domnul președinte, eu am dreptul, eu nu pot să gândesc ca dumneavoastră, dar ta gândești ca dumneavoastră. Da? Eu ca mine. Domnul a venit, da? Am dreptul să vorbesc. Ați venit cu niște acuzații. Deci cu niște date că s-au făcut lucrări. Da. Puteți dovedi la ședința următoare că aceste lucrări sunt făcute? Domnul contabil, dumneavoastră trebuie să aveți o evidență a acestor lucrări. Vă rog foarte mult, dacă se poate, la ședința următoare să ne prezentați exact dacă cele prezentate de domnul vice sunt adevărate. Dacă sunt adevărate, puteți interveni și acum, dacă să elucidăm cazul. Pentru că sunt niște informații care Consiliul, eu în calitate de Consiliul, nu le știu. Nu apar nici în expunerea de motive prezentată ca anexă la proiectul de hotărâre și în cazul acesta ne zbatem degeaba. Adică cerem o aprobare prin hotărâre ca să demarăm proiectul de modernizare a drumurilor rurale și efectiv lucrarea este făcută. Deci asta e rugămintea mea, să ne lămuriți. Dacă este adevărat ceea ce domnul vice susține sau nu? Domnul Pașcu, domnul Grigore. Dacă vă dea să nu o contabilă la ceva, domnul Pașcu ceva. Ei, domnul Grigore. Domnul Grigore, spune domnul Pașcu, cum trebuie deodată. Dumneavoastră, care e opinia dumneavoastră? Domnul contabilă. Lui se vede. În 2015 s-a făcut o mare campanie pe cei 10.000 de kilometri când era doamna ministră Udrea pe drumuri comunale și județene. La vremea aceea, noi aveam SF-ul făcut pe drumurile afectate din inundații în 2005. Erau făcute tronsoanele astea cu gura-făile, care le aveam și acum prinse. Și nu mi-am amintit sigur, pare zic că era prins Pătrășcani. Nu mi-am amintit sigur. Și capul de a... Nu. Așa, am fost la București. Am văzut acolo cum stau gurițe. Le-am depus documentația asta, că erau zile anumite, care erau județele chemate pentru prezentare. Și atunci am spus, băi, văd că toți s-au prezentat cu mai mulți kilometri, zice, hai să vedem cum facem să mai prindem și celelalte drumuri. Dar nu sunt drumurile pe care le-a spus domnul viceprimar. Nu. Este drumul de la Părtic, da?
trecut e drumul de la Temelia până la Vișan, Marș, până acolo. Așa, mai sunt Motoceștiul, nu știu, nu este trecut? Nu este trecut. Nu. A fost un SF-ul făcut pe genunchi în două zile, dar l-am băgat acolo, dacă mergi, 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 mergi. Deci nu este ce a spus domnul. Haideți să vă mai spun eu. Un SF-ul, dacă ar fi fost potrivit actualizat, legislația s-a schimbat, dar vă spun sincer, parcă mi-e milă mie, cât de slab pregătiți sunteți voi oameni buni. Puneți mâna pe cate și pe internet, pune mâna să vezi ce înseamnă un din de finanțare, care sunt pașii de urmat, trebuie reactualizator. Cum să spui că ai SF-ul când tu n-ai cate funcția? De acum am făcut cărțile funcționale pe acele drumuri. Ori să ție proiectant, ori să ție om care implementează proiecte europene, îți dă seama de pregătirea dumneavoastră pe linii de proiecte europene. Să poți să spui că ai SF-ul când tu n-ai carte funcțională, când nu ai cadastru și întabulare la un grup public, este cea mai mare prostie care poți să spui, fiind un viceprimar al comunei. Pare rău, cu jignire, este o realitate. Acum, după ce am carte funcțională, pot să fac SF-ul. Iar aia 70.000 de lei, v-am spus și repet, sunt sume care trebuie să le ai în buzunar. A fost când cu drumul la Domnul Rava am plătit din banii mei la legea Dorențeană și de drumul și podul meu, cel 4.900.000. Ultimii bănuți am scos din buzunar de la Panțărul și am mai avut eu și am mai putut la urmă pe apărăreț, am avut mâine ca să pot să plătesc, dacă nu pierdeam drumul la Domnul Rava, aia costă 11 de euro. Și acum îmi dau mie legii, că nu știu, să mai de alegi, să o să duc vreodată, tot m-am făcut la un proiect, nu pot să-mi dă drumul, undeva a fost la ea vreodată, la București vreodată, nici vreodată nimeni. Și acum domnul primar, vă rog frumos, aceste SF-uri care s-au făcut la drumurile s-au costat niște bani. Este adevărat, deci toate SF-urile trebuie reactualizate, dar există. Este una să dai un ban pentru reactualizare, este una să iei un proiect, să faci SF-ul de la A la Z. Este făcut, este la dumneavoastră în arhivă. De ce nu recunoașteți? De ce nu l-ați luat dumneavoastră? De ce? L-aș luat așa de bine. Păi domnul primar, deci nimeni nu are acces la arhivă, nimeni nu are acces la niciun document. Excepția dumneavoastră, rog frumos. Dar nu vreți. Nu-i nimic, o să le căutați și o să veniți în ședința de consiliu și o să le prezentați. Sigur. Citesc aici câteva informații date de dumneavoastră. Citiți doar printre rânduri. Consultanță. 5.000 de lei. Și aveți oferta în față. 5.000 de lei plus TVA, 6.000 de lei. Dar asta e parte care trebuie să o plătească primăria. 6.000 de lei să-ți facă consultanță la un proiect de 1.000.000 de euro. Partea până la 1.100.000 care au văzut-o domnul Antoche, aia și-o trage omul după ce primești finanțare. Este eligibilă și este prinsă în proiect. Europeanul, cei la Uniunea Europeană au spus așa, atât la sută din consultanță este eligibil, atât de la sută din proiectare este eligibil. Sunt cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile. Partea neeligibilă a proiectelor europene sunt cele care eu trebuie să le fac înainte de a duce proiectul la Ministerul Dezvoltării de a-l transmite electronic solicitarea. Să nu spuneți dumneavoastră că nu știți să citiți. Citiți, dar spuneți ce vă convine. Citiți foarte bine și citiți. Citiți foarte bine. Scrie că doar 5.000 de lei plus TVA. Dar citiți oferta. Citiți foarte bine și citiți până la capăt. Nu citiți cruzările. Spuneți numai ce vă convine. Deci restul este după ce se primește finanțare. Deci firma de consultanță, firma de proiectare are interesul să implementeze acest proiect. De-aia veniți în teren de două ori, a verificat, a spus întrunim, punctajul. Domnul primar, până când nu se reglementează sumele plătite pentru aceste SF-uri și reactualizarea lor, nu avem ce discuta despre aceste drumuri sau de această lucrare. Una. A doua. Niciodată. Deci am obținut după 4 ani. Deci după 4 ani de mandat am obținut și noi jumătate din suma pentru căminul la Dumbrava. Pentru căminul la Dumbrava. Și acum vreți să o jăcmăniți.
amânăm această hotărâre. Eu, sincer, vă spun, vă văd mic așa. Nu pot cheltui un leu, domnule, fără să justifici. Ca idee, nu se plătește nimeni. Bine, ne-am spus pașii. Vă pune bani înapoi, 70 de mii. Aia când primim 70 de mii, TVA-ul de la drumul Adun Brava, care va fi primit la sume de facturi de TVA în bugetul din iunie. Dacă nu știți de acest lucru, păcat. Îmi pare rău, învățați noaptea, domnule, nu mai vorbiți cu... Domnul primar, niciodată nu s-a făcut rectificare în iunie. Da. Pe 30 iunie este închiderea la jumătate de semestru. Până pe 25 iunie se fac plățile către stat. Și care problemă? După 25 iunie, 2-3 săptămâni, se face capul la nivel de azi. Și dacă există plus, se face rectificare, dacă este minus, nu se face rectificare. Ce anul trecut am primit la începutul lunii iulie. Asta că nu e nicio problemă, săptămână sau două. Acum a fost rectificarea de buget și mă uitați în raport, acolo s-a făcut în august, după 15 august, la sfârșitul lunii august, și noi am făcut ședința în prima zi sau prima zi. Deci era în concediu perioada, avea o lună doară de concediu, era în China. Nu eram în concediu, rectificarea s-a făcut la începutul septembrie. Am pastră de primărie, știu că e rău bine. Da, mă! Hai, la președință. Avem la... Doi. Îmi pare rău, doamna președintă, că a scăpat ședința de sub control. Eu nu prea am înțeles mare lucru. Ce spune? Nici domnul viceprimar. Bine, ca cetățean am intrat în politică ca să schimb ceva. Mergeam la Heleciu. Acum câțiva ani s-a făcut plajă vreme de aia. S-a făcut drumul cu fonduri europene, oameni. Cu fonduri europene. Și mă întrebam atunci, cum dracu comuna asta e peste mată? Mă duceam cu mașina la Heleciu, la Rudi, cu mama mea pe Heleciu, la drumuri asfaltate, rigole, pădeți. La Vișoara am fost comutat. Cum se poate acolo? Și mă întreb, oare oamenii aia au un consiliu local? Probabil au avut și primari mai buni care au început proiectele pe 2008. Noi ne primim, suntem în 2016 și ne tărăgănăm cu două proiecte europene, trei. Prima a fost terenul de sport, al doilea, drumul județean, comunal, fii conștient, deci drumurile astea comunale sau aia, nu le putem face din banii primăriei. Băi, avem firme, n-avem impozite locale, n-avem. Singura șansă ca să facem ceva comun, asta sunt banii europeni. Deci asta am înțeles. Eu urmăresc televiziunea, urmăresc ce se întâmplă și comunile alăturate. Noi suntem destul de urmă ca comune, ca sat. Și chiar aș invita cei care stau acum la stradă așa, să stea măcar o săptămână pe unde stă restul cetățenilor. Că acum am înțeles că drumul e pe A, B, pe C. Eu stau pe zona B. Să treacă în orală o mașină mai mare și să vedeți că și în urmă. Eu, începând de acum, când s-a uscat și nu plouă, deci nu pot să respira. Eu asta am cu problema asta. Nu mai fiu problema rufei pe culme sau aia. Chiar aș invita, dacă nu o să fac un filmuleț, să filmez, să fiu prezent. Să vedeți cam în 2016 unde suntem. Eu voi vota acest proiect, cred că și colegii mei. Nu mă mai interesează să fie ori și ce mai este. Mă interesează să fac comuna asta să fie la fel ca în celelalte comune. Dacă suntem o comună europeană sau ce-o fi noi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. De obicei, când vorbeam, toți trezea ca cineva să mă acopere. Mulțumesc tare mult. Da, înainte de a se supune la vot, eu am venit un amendament. Acest proiect să-l împărțim în două. Să lăsăm rectificarea de buget. Separat și se poate, domnul contabil, se poate? Rămâne
același proiect, votați cu amendamentul, partea a doua, rămâne același proiect și amendamentul pentru al doilea... La vot separat. Separat, domnul. Doamna președinte, nu uitați că și galul sunt bani tot europeni, nu sunt bani din țară. Da, a spus că, când a vorbit domnul Gaman din drumul de la dumneavoastră 11, a spus că sunt prin gal. Și galul tot... Păi da, la gal a fost... Galul tot fonduri euro, tot bani din euro. Doamna Bătlan, la gal continuă și-ți oferă pe copone că a fost cu domnul primar mai. Când s-a făcut caminul cultural sau drum, putea doamna de la Chineciu. Dar pe tânsa s-a ajuns la înțeles și domnul primar. Doamna Bătit, cine va mai da niște bani? Doamna Pădic mi-a mai dat. Deci mi-a mai dat 27 de mii la lumea. Știu! Și-a făcut 430 de mii. Eu știu, domnul primar, că am fost la gara atunci. Și atunci de ce nu-mi vota domnul Antoi? Că acum astăzi nu m-am opus. Cum n-ai bă nu s-a opus? Că atunci de-a făcut acolo la Florin Vigori. Când s-a urcat la terenul de sport în picioare. Nu pus să mint aici în fața oamenilor. Nu-l trăznește Dumnezeu, că vine Paștele acum. Păi nu te trăznește Dumnezeu, domnule, că ești tot afară din țară. Și acum spui cu Lido, păi cum să mizi la aia dumneata, haos? Dar eu sunt reprezentant al unor populații. Cum mă mizi, domnule? Nu te spate în picioare să ești afară? Nu te spate în picioare, nu ți-ai rușine? Să ai spus la domnule în picioare să ești afară cu terenul politic, domn Bar, nu recunoaște. Domnul Bar! Copiii sunt la domnule. Copiii sunt la domnule. Copiii sunt la domnule. Terenul erau 300 de copii azi. Domnul Bar! Pe terenul de sport la operatorterie, nu domnul Atoche. Domnul Bar! Totuși, gândiți-vă un pic la soarta comunei și gândiți-vă că este ultima lună sau ultima ședință sau penultima, dar poate un proiect foarte important care e strict să ne punem. Nu este loc acum de, știu eu, campanie electorală sau asta. Trebuie să mai uităm și cei care nu pătează. Bine, vreau să știe care nu pătează. Eu am ceva informații și despre lista de consiliere. Este singura ocazie când vă mai vedeți ca și consiliere cu procura mea. Și dacă astăzi proiectele bune nu le votați, nu-i bine. Gândiți-vă foarte bine că este... Ați înțeles că v-am venit? Domnul primar, lăsați-mă de asta, domnul, ce face nici el? Nu-mi dea cum e aici, vorbim mult, nu știa altă. Doamne, ai dat, lăsați-mi despre și mie, luați bani. N-au urmă, ăștia să ai bani. Să pun la vot. Să am fost redactat cu amendamentul. Separat pentru adies, amendamentul pentru adies separat, rectificarea de buget pentru... El se pătea de hotărârea cu persoanele juridice cu taxa pentru statul, pentru salubritate, când a fost domnul Brăneanu și când a fost vorba de drum, a spus ce e corect? Dar e corect? Nu am fugit, 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 ați fugit noi, dați vă fie gâșind, când bea că e o țară prins, vă pun întrebări, domnule. Trebuie să pun la întrebări, domnul Ovice, prima. Aneți în cedul, nu am fugit. Asta e niciun plic total, da. Asta e un interes, nu, domnul. Pare rău. Supuneți la vot, nu știu, vă spun, nu le pot împrăștie, așa cum vrea ei. Proiectul de hotărâre cu adisul. Nu este proiect de hotărâre cu adisul, este un proiect de hotărâre de rectificare a bugetului local. Și mi-aduc aminte foarte bine într-o ședință din Consiliul Local în vara anului trecut, nu știu eu, august, că ați pronunțat numele de jăgmăneană de bani de la Căminul Dumbrava. Când ați întrebat și a spus domnul viceprimar că nu vă dă proiectul domnul primar de la Căminul Cultural. Îmi eram în ședință din Consiliul din la domnul Barbu și m-a dat proiectul de hotărâri și a spus că la rectificarea de buget din august vă dă bani de la Consiliul Județean. Și când v-am întrebat eu personal, era cu mine în mașină, a spus că îi dă la bugetul pe 2016. Ați dat proiectul înapoi în contabilitate și n-ați adus un leu. Și acum de ce spuneți că jăgmăneană la Căminul Cultural?
Au fost bani, au fost bani la fondul de Rudență, mi-au făcut întreg consiliul local, că n-am avut firmă de electricitate pentru reparație. Și acum la un drum care se face pentru ce se tende comuna Gurabăi, credeți că vă opuneți? Aveți votații pe Onești, trebuie să candidați la primăria de la Onești, nu la Gurabăi. Nu este problema ta, trebuie să candidați.